Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Fraților, avem aici sorgul făcut, este gata de recoltare și am tras eu aici o dungă ca să poată lucrătorul automat să se întoarcă fără probleme, să nu intre în ambarul de văcuțe. Avem aici un alt teren pe care l-am făcut, deci da, în momentul de față avem ceva sorg în siloz. Cât mai exact? Hai să vedem, 24 de tone am scos de pe acest teren. Acum, cu un preț de o tonă luăm practic, stai așa, cu un preț de 1500 per tonă, avem 24 și cu jumătate vine 12, 26, 36 de mii de euro. Nu e rău pentru acest teren? Nu este rău deloc, zic. De aici o să luăm 30 de mii, 30 și ceva de mii, de 60 de mii și după aia vom lua 40 ceva de mii de la următorul și totul cred că o să-mi sumeze așa estimativ, bineînțeles, niște calcule de-astea așa rapide, totul va însuma un 80 și ceva de mii de euro, ceea ce nu este rău deloc. Dar banii, spuma, nu o să vină de aici. Hai să vă arăt de unde va veni spuma. Și fraților, vreau să vă înștiințesc că am rezolvat problema cu volanul de care mă tot plângeam zilele astea. Am fucking rezolvat-o. O să vă spun și cum am rezolvat-o, că nu a fost deloc ușor. Aici avem noul nostru camion. Acum, ce ascunde ăsta? Apoi, ia uite-te ce ascunde băiatul ăsta. Avem aici o grămadă de conopidă și este prima dată când vindem conopida. Sunt curios cam cât o să însumeze, dar din câte știu, are un preț destul de bun, gen de un 4000 sau ceva de genul ăsta. Deci, ar trebui să iasă de bine. Ceea ce am observat încă o chestie la conopidă și anume că, bă, se cam spawnează în cantități. Uite, 5000 acum! Wow, prețul în scădere, ceea ce înseamnă că suntem aproape de top. Ultima dată când am verificat eu era undeva la un 4000 și ceva, deci 5000 chiar este foarte, foarte mult. Și, bă, mi-a dat foarte mult, bineînțeles, am dat timpul pe rapid vreo 2 zile, cam așa, ca să crească sorgo. Deci tot ce vedeți aici este conopidă de 2 zile. Mai avem și ceva prin spate pe aici, nu mai avem. A, și de asemenea am rezolvat și problema acestui camion. Acum poate încărca automat orice tip de palet. So, hai să mergem și să vindem. Bineînțeles, intrăm aici. Am să intru cu spatele, că am mai făcut eu intrare de asta cu fața și n-a fost o experiență foarte frumoasă când am ieșit. Să n-am să o mai repet, băgăm cu spatele de data asta. Și mă bucur foarte mult și oricum nu prea aveam încotro. Eram cam obligat să rezolv problema cu force feedback-ul, pentru că dacă dădeam camionul ăsta cu spatele cu force feedback de 50, like literally muream de mâini. Și nu ai nici timp suficient încât să faci virajul. Ar fi fost foarte lent virajul meu. Alai, tatile, o, ce frumos am încadrat-o pe punctul de vânzare. Ha, da! Bineînțeles, vânzarea se va executa un pic mai încet și o să vă spun și ce facem cu toți bănișoriștii. Uite cum se duce acolo conopida. That is very nice. Avem deja 90.000 de euro și jumătate din lucruri vândute. Mai avem ăsta din curs aici? Ia să văd, se vând foarte, foarte multe căpșunele. Trebuie să dăm un pic și pe celelalte legume. N-ar fi rău. Avem 83.000. Stai aici să ne mai mutăm o leacă. O să le vând pe alea din spate acum. Nu pot să mai bag în punctul cealalt de vânzare. Deci n-am cum. Aia e stupid să crezi că am cum să fac virajul și să bag aici. Deci nu există. Colea, chiar și cu dubița aia, camionul ăla, mi-ar fi fost foarte greu. Numai să renunț cumva la chestiile astea. Nu știu, și să vin de pe aici prin lateral poate și să intru prin ăsta. Ar fi o idee să încercăm cu camionul, doar așa ca și test, să vedem dacă putem să venim aici. Și după aia poate fac un pic de terraforming să rezolv situația. Dar îmi place foarte mult, deci am băgat camionul, m-am perfecționat cu el până acum. Bun, hai în spate să vindem și restul. Ala este. Bineînțeles că n-aș mai fi pus punctul de vânzare aici dacă știam că o să-mi iau un dita mai tirul după aia, dar asta este. Și fraților, cu banii ăștia vom face fix asta. Avem de la Horia mountain bike 8785. Avem aici o sugestie, trenul 15 nu este în pantă și este bun pentru extinderea fermei. Într-adevăr, Horia, mulțumesc frumos pentru sugestie. Este un teren foarte, foarte bun pentru treaba asta, pentru că este singurul relativ drept. El se găsește acolo așa, trenul 15, o să mergem acolo să-l vedeți și voi, doar că pe el în momentul de față este iarbă și aș vrea să valorific iarba aia dacă tot îl cumpăr. Ne încadrăm
Așa că, cu ăștia 155.000 de euro, o să-l și cumpărăm. Dar hai să testăm să vedem dacă putem să trecem cu camionul cu alea așa. Sunt foarte curios de chestia asta. O să fac cu spatele. Avem vița asta de via, dacă nu era acolo ar fi fost super, super tare. Deci mă gândesc eu că am venit așa. Nu știu, sunt și foarte mulți copaci. Nu mă văd bine. Aha, și trebuia să fac pe aici, ok, ok. Eu testez acum să văd pentru potențiale legume vândute aici. Dacă pot să urc un gard viu, asta mă interesează pe mine. Deci cam așa, ok. Merge, nu este ideal, dar merge. Mă cam ridic așa de remorcă, se cam zguduie o leacă camionul meu. Sau it's not ideal. Dacă am într-adevăr, eu știu, prețuri foarte extraordinar de bune la punctul cealaltă de vânzare, atunci am să duc câțiva paleți acolo și mă chinui aici. Dacă nu, nu merită să mă chinui. Pur și simplu o să vină tot aici, indiferent de cât o să ne dea. Eu cred că nu variază chiar atât de mult prețurile. Cred că este în regulă. Bun, hai să mergem acum să vedem terenul respectiv. Avem 155.000 de euro și mi-am calculat astfel încât să am bani și de teren, dar și de o motocoasă de asta. O să luăm una foarte, foarte interesantă ca să scăpăm de iarba aia de acolo. Nu este fertilizată 100%, este doar jumătate, deci cantitatea pe care o luăm este decentă cel mult și terenul este fix în față. Continuăm drumul pe aici și m-am uitat la fiecare teren de pe hartă. Deci nu există unul pe care să nu-l fi văzut, chiar și zonele de pădure, chiar și zonele de lac. Pur și simplu nu mai există zonă, bă, nu cât dreaptă, ci cât de cât dreaptă, nu există, pur și simplu nu există. Asta este singurul și cred că o să trebuiască și aici să facem un pic de terraforming, dar după ce recoltez. Facem la dreapta și l-avem în față. Avantajul acestui teren este că e relativ aproape de ferma mea, așa că nu o să pierd foarte mult timp pe transport. Bun, o să parchez un pic în giratoriu și îl punem pe avarii. Ok, asta este terenul, fraților. Este puțin în urcare în partea asta, dar nu e chiar rău, aici e chiar ok. Are colea un pic de dâmb, dar eu cred că dacă vin cu un aplatizator de ăla, este super, super în regulă. Ăsta, hai să-l și cumpărăm. Costă 100.740. Acum este al nostru și, după cum bine se vede, le-am și conectat între ele tot. Practic tot ce dețin este un cârnat aici, este un cârd de lucruri. Foarte multă iarbă, așa că era și păcat să nu o valorific. Terenul este extraordinar de mare, aici devine foarte... Aici e un pic mai spre dâmb, deci partea asta nu prea este folosibilă și poate o păstrăm cu iarbă pe viitor. Vedem, vedem. Dacă pot să-l terraformez pe ăsta să-l fac mai frumos, îl păstrăm. Dacă nu, nu știu ce să zic. Da, vom vedea aici, dar partea asta cu siguranță poate fi folosită foarte, foarte ușor și putem să mai adăugăm și niște grădini, niște sere, niște din astea, să mai facem niște bănișori. Bun, hai să mergem acasă, o să folosesc intrarea din partea cealaltă a fermei pentru a duce ză camionul. Hai să vedem, avem ceva palet spawnat? Da, avem unul, uite. Putem să-l vedem aici. Ăsta este de, dacă e de căpciuni, nu ne ajută cu nimic, este de căpciuni, nu ne ajută cu nimic. Doesn't matter. Dar nu mai știu cu ce. Am făcut curățenie prin moduri și am mai șters din ele modurile pe care nu le foloseam și așa s-a rezolvat problema aia cu încărcatul paleților. Ia să vedem că mai avem aici ceva de cauliflower. Să vedem dacă îl încarcă pe ăsta. Normal și normal, paleții ăștia nu ar trebui să fie încărcați. Uite, enable autoload, așa. Ei, nu înțeleg acum de ce nu merge. Vezi, detectează, enable autoload, pac, avem 3. Like. Ce se întâmplă aici? Ia. Yeah. Să fac. Nope, nu mai vrea. Deci gata, a mers o perioadă, acum nu mai merge deloc. Așa e, așa, așa e farming-ul. N-ai, pur și simplu nu ai ce să-i faci. Detectează că sunt 4 paleți pe care îi poate încărca, dar refuză să o facă. Alo, paleți, ia de încoace. Și cumva îi dă acolo. Ah, tip side left, ia.
Da. N-are nicio treabă. Nici una nu are. Suntem pe stânga, suntem foarte bine chiar. Și nu a trebuit să fie niciun fel de problemuță. Și jur că pe aia i-a încărcat. So, that's fun. Ia să vedem, mai avem alt palet pe aici? Da, uite, avem de lubeniță 1. Yeah. Acum avem autoload nothing. Ok, și dacă dăm ăsta jos, avem 3. Aha! Și a luat lubenița. Ok, măcar a luat ceva. Dar mai detectează că mai poate lua. Sau de ce nu o face? Da, nu mai vrea. Sau am făcut lubenița. Și de asemenea căpșunile. Le avem și parea care funcționează. Oh, that's fun. Am șters o grămadă de moduri pe care nu le foloseam și cred că unul, wow, unul din ele era problematic. Acum văd că cumva altul a devenit problematic. Da, problemele pe seria mea nu se termină niciodată. Sper ca cele cu volanul să se termine. Și hai să vă spun cum am reușit să scap de problemuță. Practic, am șters absolut tot ce se putea și ăsta este un proces ce l-am mai făcut o dată. Și anume, setări, folder, tot ce e în AppData roaming, absolut tot ce se putea. Tot ce ținea de Logitech am eliminat. Dar nu a fost suficient, pentru că dacă instalam ultima versiune de Logitech, G-Hub, era același lucru după aia. Unde-i mă remorca mea? Unde am pus eu remorca? Remorca mea? Ha! Nu știu unde am pus. Ia stai așa să ne teleportăm un pic, că cu siguranță o găsim. Uite-mă aici! Și ce a făcut este să descarc o versiune din 2021 a G-Hub-ului. Am instalat-o și foarte, foarte rapid în setări am debifat opțiunea de a se auto-updata ca să nu revină singurică la ultima versiune, care e cea cu probleme. Așa că, momentan, sunt pe o versiune de driver mult mai veche, care funcționează mai bine. So, asta a fost rezolvarea, dar chiar și aici am o chestie, și anume, trebuie cu restartare de calculator între toate lucrurile astea. Și după ce conectam volanul, după ce am instalat noul driver, zice acolo se inițializează noul volan și s-a blocat așa. Sau a trebuit din nou să ies din Logitech, să restartez încă o dată calculatorul, să deschid Logitech driverul și după aia să conectez pe alt port USB ca să-l detecteze acolo ca fiind nou volanul. Și după aia și-a făcut el toate lucrușoarele și acum funcționează, pot să ies pe desktop și să îmi păstrez force feedback-ul dacă revin din nou în joc. Sau, so, yeah. Asta a fost o chestie, like, ferească Dumnezeu. Există o grămadă de tutoriale pe YouTube pentru treaba asta, dar nu sunt specificate câteva chestii de astea gen că trebuie să indica să schimbi și portul USB ca să-ți detecteze cum ar veni ca fiind un nou device. Și atunci se reinițializează cumva prin driver morții lui, nu știu exact cum funcționează, că nu prea funcționează, dar mă bucur că l-am făcut. Acum funcționează force feedback-ul la cât l-am eu, la 2. Uneori chiar 3 sau ui argucean dos pe punctul ăsta de vedere. Bun, acum hai să punem aici zăremorca. Asta va fi pregătită pentru a descărca întotdeauna combina, deci nu avem treabă. Și mă bucur foarte tare că avem și încă alt tractor. Avem acest fen care o să lucreze cu următorul, de fapt următoarea, că este o motocoasă. O să iau pe asta de aici. O să mă coste vreo 8000 parcă închirierea și luăm cu versiune de a dirija toată iarba. Asta e un colector, practic, da? Asta costă 164.000 de euro și probabil o să trebuiască să cumpărăm pe viitor dacă o vom folosi în continuu pentru iarbă. 8389, da, hai să vedem ce poate. Nu m-am mai uitat la cai putere pe care... hai să ne uităm. Stai aici, stai aici! Că poate cu problemuță. 250, bă, ne încadrăm. Suntem pe acolo, suntem în regulă. Poate suntem un pic cam nevoiași. Dacă suntem cam nevoiași, îl iau pe celălalt. Iau Maseiul, că ăla, din câte știu, este un picuț mai potent. Noul teren are și un mic dezavantaj, dar dezavantajul e doar acum cât timp îl chelim de iarbă. Și anume, nu prea putem să punem lucrătorul automat dacă plantăm ceva. Sau, na, asta e o chestie. Dar eu vreau să pun pe el plasabile. Deci fabricuțe și toate cele. Uite, zona asta chiar e foarte, foarte împantă. Mi-ar fi vrut să am o trecere fix de aici, ar fi fost super tare, că aș fi intrat de la mine din fermă direct în altă parte de fermă.
ar fi fost foarte practic. No, bun, hai să vedem dacă poate să facă băiatul ăsta față. Uite, acum se și strică iarba, pentru că, evident, deținem terenul. Bun, și a deschis astea, îl punem și jos și o să selectez pe mijloc, aș vrea eu. Real mower, nu. E real mower on? E posibil. Real mower este un mod care îmi permite mie să rad orice este tufiș, iarbă, tot ce e verde de pe jos. Ceea ce, dacă nu ai modul ăsta activat, nu poți tăia decât iarba. Asta e control Y cu wide spreading, swat dropping, left swat, right swat, wide spreading. Cred că swat dropping e pe mijloc, am eu impresia, și asta ar trebui să fie suficient. Ia să-i dăm un șun și o pornire. Da, 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 da. Fix pe mijloc sau ce? O, fendul se cam chinuie. Cu 5 km pe oră e răuț. Este foarte, foarte răuț. Păi, hai să-l decuplăm și să-l iau pe cealalt. Masiu este un picuț mai potent. Și îl punem pe ăsta la remorcă, că oricum remorca nu necesită ca ai putere să fie trasă. It's fine, scăpăm ușor. Asta ar trebui de asemenea și el reparat un pic. Mai am 45.000 de coco. Oricum m-am chinuit, adică 3 zile am stat să mi se crească legumele și fructele pe care tocmai ce le-am vândut. Plus încărcarea, dacă vreți să vedeți cum am încărcat manual toți paleții, am pus un video pe canal, e un timelapse de 8 minute în care vedeți cum încarc cu telehandlerul, acela nou. Funcționează bine, funcționează bine, e un picuț cam mare pentru paleții ăștia, într-adevăr, dar te obișnuiești rapid cu treaba asta. Bun, combinam momentul de față la 73%. Bun, deci avem timp să ne facem aici schimbul. Ia să decuplăm. Nu mai știu care este diferența de cai putere între ăștia, dar nu cred că Masio o să aibă probleme cu motocoasa aia. Oricum, majoritatea vor cere cai putere în jur de 200, majoritatea motocoaselor, deci... Aș vrea să iau altele, dar vor fi ca dimensiune de lucru mult mai înguste și o să dureze mult. Bun, 80%, am timp să mă duc până la iarbă. Și după aia avem de asemenea și un loading wagon pe care îl deținem. Este parcat aici la noi în garaj, ca să putem să încărcăm iarba și după aceea să transformăm în niște silici. Nu știu unde pun eu combina, asta o să fie un pic de o problemuță, că eu puneam combina până acum în bunkerul de silici care era gol. Dar acum dacă eu o să-l umplu cu ceva, da, nu știu exact unde să o pun. Trebuie să-mi găsesc un alt spațiu. Eventual o pot lăsa și pe terenul ăsta, pentru că acum terenul ăsta face parte din ferma mea. Sau n-ar fi o idee foarte rea să ne extindem cu un garaj pe aici. Dar da, ar fi fost super tare. O intrare fix acolo la ieșirea fermei mele. O intrare pe teren ar fi fost gorgeous. Bun, hai să dăm o pornire. Altceva, deci de la 5 km pe oră ăsta merge cu maximum. 17, 18, 19, 20, 21 chiar, 22, ok. Nu știu exact care este viteza maximă, dar e undeva pe aici. Nice. Deci ăsta are cai putere necesari. E, vezi, aici nu cred că... Încamiată de iarba. So that's not fun. Hai să dăm pe on. Nu, e la fel. N-aș vrea să-mi iau mărginile, pentru că iarba de pe margine este diferită față de cea din teren. Și după aia trebuie să vin eu să pictez și nu prea vreau să fac chestia asta. Adică aș vrea să păstrez cum a venit deja. Deci pe mijloc nu face, fii atent. Ha. Deci n-ar fi stricat poate una frontală. Foarte curios. Nu mai știu, mie părea cum că asta face și pe mijloc. Dar se pare că nu vrea să facă pe mijloc. O să fac circulară, pentru că așa e cel mai ușor după aia când strângem. Când băgăm loading wagon-ul, easy, easy. Nu mă chinui cu baloți sau ceva. Strângem și depozităm, să facem acolo. Zămult silici. Normal, ca să fie o gen comod, ar trebui să facem cam 500 de mii de litri de iarbă, ca să-i transformăm după aia în silici. Să fim așa, gen, pregătiți pentru un an de zile de dat mâncărică la văcuțe. So,
aici nu pot să automatizez. Am renunțat la Coreplay, deci nu mai lucrez cu Coreplay-ul. L-am folosit de foarte puține ori până acum. Dar care-i treaba? Hărțile astea sunt atât de micusele și înghesuite încât Coreplay-ul rare ori funcționează cum trebuie. Și am decis că, bă, n-are rost să-l mai ținem. Coreplay-ul vine cu un dezavantaj, dacă vrei. El este atât de complex încât ocupă aici pe fereastra de info, ocupă foarte multe linii de-astea. Așa că dacă tu ți instalezi niște moduri care, eu știu, necesită liniile alea și nu mai știi pe ce să apeși să activezi modurile respective, nici nu o să ți arate, pentru că Coreplay-ul ocupă fix informațiile alea. So, odată ce l-am dezinstalat, deci acum e mult mai ok, îmi merge și click dreapta. Dacă nu folosești Coreplay-ul, chiar e like indicat să-l dezinstalezi. Că-l facem rapid pe ăsta. Asta este unul dintre cele mai late more pe care le avem. Mai există Chrono la Big Game-ul, care tot așa e foarte mare. Da, e și foarte scump, like. Are vreo 400.000 de euro, ceva genul ăsta. O nebunie. Cred că 10 minute mi-a luat să fac tot terenul ăsta, așa cap-coadă. Nu e rău, dacă ai și utilajele astea foarte, foarte mari. Bun, hai să strângem. O să păstrez utilajul pentru că este închiriat pe toată ziua. Este 11.37 și eu ar trebui să mai am iarba crescută pe un teren. Așa că îl punem un picuț deoparte și ne băgăm să strângem ce am strâns până acum. Că le avem pe șiruri. Și da, curios că nu-mi tai iarba și pe mijloc. Foarte, foarte dubiosă porțiunea asta. Da, nu pierdem chiar atât de mult încât să conteze extraordinarii. Așa, unde am luat-o pe acum? La dreapta. M-am pierdut un pic, trebuia să o iau pe cealaltă ieșire de la geratoriu. Încă ne învățăm și cu partea asta de hartă. Că am venit doar de câteva ori pe aici ca să pot să fac niște misiuni. Atâta tot. Neapărat pe terenul ăsta, dar era un teren lângă pe care tot îl foloseam eu la misiuni. No, bun. Combinau s-o las, sunt prea preocupat acum de loading wagon. Așa că combinau o lăsăm un picuț pătuș și se mai odihnește lucrătorul automat oleacă. Hai să facem și o pauzică cu alea. Bun, perfectos. Și avem loading wagon-ul, de care sunt foarte fericit. Deci mă bucur maxim că l-am luat. Deși nu este cel mai mare, nu mai trebuie să mai cumpăr unul. Deci e absolut, absolut genial. De asemenea, în bunker vreau să mă asigur că n-am nimic aici. O să punem toată iarba. E în regulă, e în regulă. Asta este un bunker relativ micuț. Nu e ceva foarte mare. A trebuit să fie suficient pentru ferma mea, dar nu pot să fac gen milioane de tone. Deci n-am cum să fac chestia asta. Sau 500.000 de litri ar fi ok, zic eu. Cred că ar încăpea fără probleme. Mai mult de atât ar fi dubios. Uite, putem să intrăm și pe aici. Ok, that's bueno. Bun, eu am început să tai dacilea. Hai să vedem și pe băiatul ăsta în acțiune. Sfârșit, spălche, vai morții lui. Ăsta... Mă refer la masei, trebuie puțin încărcat cu motorină, observ eu aici. Sau după ce băgăm iarba asta, mergem să mutăm alea că niște motorină în rezervor, că după aia nu vreau să mă trezesc fără, cum s-a mai întâmplat. Masei ăsta va mai fi folosit. O să muncească alea ca astăzi, sau trebuie să fim full. Pe motorin benzin, 24-25, ne mișcăm foarte bine. Și avem și prima remorcă full. Nice! Mă simt ca și cum am primit un cadou cu iarba asta, pentru că fix ce vroiam eu să fac. Iar terenul ăsta a avut pe el, ceea ce e genial. Deci s-a potrivit cu planurile mele la perfecție. Avem aici benzinăria. Vine ăsta, da, să-i dă drumul băiatului. O să bag un pic de motorin benzin. Nu știu dacă de aici pot să trec la mine în fermă. O să încercăm să sărim gardul. Să vedem dacă merge. De aici? Oh, da, funcționește. Nice! Avem bani la 45.000 de coco. We are guciandos. Deja trebuie să ne pregătim pentru următorul upgrade. Eu cred că cu sorgul unde vom mai scoate un 80 ceva de mii, cu 40 ceva, deci 120 ceva de mii de euro, nu va fi rău deloc. So, următorul upgrade probabil o să vină cu tot așa cu privire la animale, pentru că like, am niște paie. Facem silici, dar iarba trebuie să punem dor ca să mai facem și niște fân. Și după aia, like, toate astea trebuie amestecate în ceva și malaxorul ăla va trebui cumpărat.
Musai trebuie să mai punem bani deoparte. No, bun. Asta este prima remorcă. Ia să vedem aici cum o punem. Faptul că am un bunker cu intrare și ieșire e foarte ușor, că nu trebuie să mai dau cu spatele. Se potrivește, zic eu, de minune. Hai să-i dăm de aici și o ținem din pedală, ușor. Din pedală până se dă tot jos. Merg întâi pe mijloc și după aia o să descarc și prin laterale. Trebuie să grăbesc un pic aici. Încet. Hai, gata. Bun, cât de cât întinsă. N-ar strica să o mai aplatizăm un pic, mai ales că am și remorca în spate și, na, atârnă la greutate, să o iau cu ce-andos. A, da, încă o chestie, da, niște greutăți după aia să luăm ca să putem să aplatizăm. Aici, faptul că avem un astfel de bunker cam îngust, o să fie un pic o problemă, că nu prea pot să iau niște greutăți de silici, niște role de silici cum trebuie. Nu vor încăpea, sau va trebui să găsim altă soluție. Bun! Mă duc acum mai departe, dar hai să zoom un pic remorca aici, pentru că vreau să văd care este statusul pe partea de iarbă la terenul ăla ultimul pe care eu l-am pus. Oh, încă o combină plină? Băi, scoatem bine de tot sorg de aici. Deci the quantity e destul de ok. Mergem acum să vedem cum stă treaba cu iarba, să văd dacă pot să pun mower-ul. Ca așa aș pune lucrătorul automat și pe aia m-aș ocupa doar de descărcarea combinei din când în când și de dat apă la sere. Două zile, timpul pe rapid, automat creează niște secetă prin seră și trebuie să o rezolvăm. Aici, apropo, am fertilizat, dacă n-ați văzut videoclipul meu cu timelapse-ul, deci terenul de iarbă este fertilizat, dar se pare că nu este crescut de tot. Uf, plănuiam sau este, ia să vedem. A, bă, da, mă, zice că e. Ha, comparam cu iarba de pe lângă și nu pare a fi aceeași dimensiune. E posibil să poată fi recoltată, dar să fie doar în primul stadiu de recoltare. Că contează. În primul rând trebuie bifată iarba. Și hai să vedem aici. Avem și pe iarbuță. Da, growing ready to harvest. Nu, se pare că este ready to harvest. Ok. Venim și băgăm morul, aici funcționează cu lucrător automat foarte bine. 95 yield bonus, fertilizat 100%, are nevoie de rolă, dar rola o să dăm cum veneam la iarbă. La iarbă era după recoltare, dacă nu mă înșel, ca să fertilizăm următorul stadiu de creștere. Deci la semințe imediat după ce ai pus semințele pui și la iarbă după recoltare, dacă mi-amintesc corect, așa e. Erau complet invers și are sens, întotdeauna mă iau după logica semințelor și anume dai cu rola peste semințe ca să le bagi mai puternic în pământ și să le creezi acolo un pic mai multă densitate. Și la iarbă era, la iarbă nu înțeleg logica, dar probabil ce rămâne de la tăiatul ierbii, bagi în pământ. Mă gândesc eu că cam asta ar fi the theory. Dar o să venim cu rola peste terenul ăla pentru că e musai. Vreau maximum posibil. Dacă tot n-am ales să fac silici prin porumb și am ales prin iarbă, unde cantitățile sunt mult, mult mai mici decât prin porumb, atunci, nu, trebuie să fac orice posibilitate să avem cea mai mare cantitate recoltată. M-am gândit să fac silici prin porumb, dar întotdeauna treaba cu ceafu este un proces de două persoane. Poți să-l faci cu lucrător automat, dar e puțin cam greu la întoarce, trebuie să aștepți și să nu sunt terenuri mari, întorcerile vor fi foarte multe, lucrătorul automat va da greș, e fucked up, plus de alta trebuie să-ți iei un forajer, o combină de aia like super super fucking scumpă să o închiriezi și nu știu, din punctul meu de vedere nu prea se merită. Fraților, eu o să rămân aici pe teren, va trebui să duc toată iarba asta și după aia trebuie să mă duc să tai iarba. O să fie un proces foarte repetitiv. Ne vedem un picuț mai pe seară cu un live cu World of Tanks. Așa că dacă vă place jocul, vă aștept acolo. De asemenea, avem și ceva oferte pentru noi înscriși în World of Tanks, dacă vreți să-l încercați. Și până atunci, vă salutăm mai bine. Pa, pa!